România încă este a doua cea mai săracă țară din Uniunea Europeană după Bulgaria. Și din multe puncte de vedere are condiții de locuire dintre cele mai precare. Suntem o țară de proprietari cu 96% home ownership rate, adică locuințe locuite de proprietari din totalul fondului de locuințe. Cam care este ponderea mai departe rural-urban? Vedem în pastila de astăzi. Cele mai multe clădiri rezidențiale aflate în uz acum în România au fost construite în a doua jumătate a secolului 20. Cea mai prolifică perioadă pentru construcții este 1961-1980, în plină eră comunistă, iar în acest moment majoritatea fondului de locuințe este deținută de construcții în perioada 1971-1980. Aceste date sunt evident pentru mediul urban, pentru că în mediul rural situația stă cel puțin diferit. Cele mai multe construcții provin din perioada 1946-1970, multe dintre ele acum fiind în stare precară, insalubre, fără acces la utilități și multe cu mijloace de încălzire improvizate. În decembrie 2020, în România, 54,7% dintre locuințe sunt în mediul urban, puțin peste 5 milioane, în condițiile în care în Europa, în Uniunea Europeană, avem undeva la 72%. Restul de 4,15 milioane de locuințe din mediul rural fac 45,3% din totalul fondului de locuințe. Din nou, o diferență mare față de media UE de 28,3%. Din totalul fondului de locuințe, de aproape 9,1 milioane, un bucurător este că 18% provine din locuințe construite după 1990, ceea ce aduce în mod cert o ridicare a standardului locuirii și a calității respectivelor construcții. Îngrijorător însă pentru România este procentul locuințelor vacante de 16%, printre cele mai ridicate din lume, majoritatea provenind din mediul rural. Amploarea fenomenului migrației a generat în ultimul deceniu un real dezechilibru al cererii și ofertei și de asemenea suprapopularea unor centre urbane în paralel cu depopularea altor localități. În prezent, România este una dintre țările cu cea mare viteză de scădere a populației, preconizată la peste 15% până în 2050. Cu toate acestea, piața imobiliară din multe zone și orașe realmente duduie, cu creșteri sustenabile de la an la an de mai bine de 7 ani. Care credeți că este motivul? Lăsați opinia voastră în comentarii și promit să fiu și eu acolo cu voi pentru dezbateri. Până atunci, toate bune! Ciao!